Avem de trecut prin ABC-ul relațiilor. Și dacă trecem și numai că lecturăm aceste cărți, punem în practică, tot adăugăm practica aceasta relațională, inclusiv cu persoanele dificile, cu persoanele care ne pun în dificultate, se adună, ne formăm. E o practică a învățării relațiilor. Dar avem, slavă Domnului, avem atât de multe resurse și oameni care ne pot ghida. Așa învățăm să relaționăm bine, sănătos și să ieșim împreună bucuroși. Sau relațiile chiar să ne aducă bucurie, bucurie și comuniunea asta între noi și să simțim că, da, sunt un spațiu în care împărtășim iubirea. Nu e un chin, nu e o frustrare, nu e o dezamăgire și, da, un amar, un pahar amar. Ci interesant este că nu ne învață nimeni să relaționăm. E ca și cum am ști. Da? Dar după ce trecem prin mai multe relații eșuate, avem impresia cea mai mult este că avem noi o problemă. Poate sunt și, este și acest motiv, dar noi chiar nu știm să relaționăm. Tocmai să construim relații sănătoase și pe termen lung. Avem nevoie să învățăm. Sunt pro această, să-i spunem, revoluția relațiilor pe care am început-o alți specialiști în lume și în țara noastră și mă alătur și eu lor să învățăm să relaționăm. Și sigur, în tot procesul acesta complex, interesant, atractiv, dificil, îți vei regla și relația cu tine însuți. Relația cu tine însuți stă la baza relației cu celălalt și sigur și a relației cu Dumnezeu. Deci, odată ce lucrezi sau te înhabi, să zicem, la procesul de a învăța să relaționezi cu celălalt, vei regla relația cu tine. Se va regla și relația cu Dumnezeu. Deci, astea trei relații sunt într-o interdependență fantastică și când ajungi să lucrezi, înțelegi măsura cu care să te implici, cât, cum să dai, fără să adaugi sau să creezi suferință sau să o diminuezi. Foarte interesant este acest proces dinamic.